aflăm în piața centrală din Tirana, unde este, bineînțeles, statuia marelui lor erou național. Putem vedea aici fluturând steagul Albaniei cu vulturul bicefalic. În spate este Palatul Culturii și, bineînțeles, moscheea din piața centrală. Iar acolo aveți turnul cu ceas. Asta este clădirea Operei Naționale și a Teatrului. Nu ni se pare deloc impresionantă. Hotelul Internațional. Și acolo este Muzeul Național de Istorie și Arheologie, pe care abia l-am vizitat. La plimbare prin cetatea din Tirana. Catedrala Catolică din Tirana cu statuia Maicii Teresa, născută în Albania. Am ajuns la unul din sutele de buncăre cu care este împânzită Albania, buncăr pe care oficialitățile din Tirana l-au transformat într-un muzeu de artă. Și aici ciudățenile din Tirana, respectiv piramida. Cam așa se va arăta după ce vor termina de reconstruit. Și undeva aici, nu se vede prea bine, este o clădire în forma unei farfurii spațiale.